Același lucru putem noi spune despre sutele și miile de credincioși care în viața lor s-au atins de dumnezeieștile taine, dar fără folos, de dumnezeieștile icoane făcătoare minuni, dar fără de folos, de dumnezeieștile moaște, dar fără de folos, de cele șapte ale taine ale bisericii, dar fără folos, de cartea de rugăciuni, dar fără folos. De ce? Pentru că n-a venit niciodată Iisus să ne spună sau să spună: am simțit o putere care a ieșit din mine. Adică eu, ca Dumnezeu, am simțit nevoia să dăruiesc. Cineva m-a convins că trebuie să odihnesc Duhul Sfânt în el. Și când a spus Iisus că am simțit o putere care a ieșit din mine, minunea n-a făcut-o Iisus, ci femeia care a recunoscut: Doamne, eu sunt bolnavă, eu am pătimirea mea, era vorba de un fibrom, cum ar fi în zilele noastre, de o sângerare neobișnuită care nu se mai termina. Pe vremea aceea n-aveai ecograf, n-aveai CT, n-aveai toate astea moderne. Și atunci era tratamentul din leacuri. Și ce am cheltuit pe la doctor toată averea. Dar de când m-am atins de poala hainei tale, s-a oprit curgerea sângelui. Deci iată minunea. Dar o minune care poate fi contestată. De ce? Cine îmi poate mie demonstra că femeia aceea avea scurgere de sânge? Doar cuvintele ei, care sunt cuvintele încrederii în Dumnezeu. Până la tine mereu am avut această neputință. Dar azi când te-am atins pe la spate, deci nici n-a avut curajul să-l atingă în mod vizibil, știind că calcă legea cea veche și putea fi omorâtă cu pietre, că a făcut necurat pe slujitorul lui Dumnezeu, pe fiul lui Dumnezeu, pe învățătorul. Dar ea totuși a riscat: mă ating, că poate mă vindec, și așa trebuie, așa cred că altfel nu scap. Și atunci toți au rămas mirați de minunea în sine, fără să înțeleagă cum s-a petrecut minunea. Am cam pune noi mâna toți pe femeia aceea să luăm din harul ei, nu putem ști. Fiecare cu sfințenia lui, cu trăirea lui, cu încărcătura lui spirituală, cu încărcătura lui duhovnicească. Deci noi putem dărui, cum spune, sânge, străduință, jertfă, osteneală, ca să putem primi Duh Sfânt. Adică trebuie să ne străduim noi în cele dumnezeiești ca să vină peste noi prin răsplata celor trupești în care ne ostenim. Așa și acest tânăr a reușit să spăimânte niște femei prin simpla lui prezență. Într-o altă și într-un alt final, pe care nu ține de astăzi, dar eu l-am notat și mi l-am pus, spune așa că ele cuprinse de spaimă și de frică și de uimire, vedeți, frică, spaimă, uimire, le vedem imediat, n-au spus nimic că se temeau. Deci, vedeți până unde merge puterea unei minuni atunci când o trăiești, până la spaimă, până la frică, până la uimire, dar până la tăcere. Și interesant alt lucru, dacă ne uităm pe parcursul Evanghelilor lui Iisus Hristos, găsim minuni făcute de Iisus în care le spunea să nu spui nimănui ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Și aia mai tare mărturiseau. La alții le spunea: mergi și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci sunt niște lucruri care nu țin de logica firească, sunt niște lucruri care ies din logica firească. Probabil că Iisus, unde știa că omul prin vorbire poate deforma o minune sau poate deforma un element spiritual să-i schimbe traiectul, și dacă vreți ca să analizăm lucrul ăsta, îl putem analiza clasic astăzi prin ceea ce face lumea ortodoxă, deviind sensul sfințeniei spre sensul părerii personale, de exemplu, cuvioase, mironosițe, cum vrem noi să le numim, sunt babele noastre sfinte și ortodoxe. Am fost eu la mormântul la părintele Cutare și am simțit o putere, ai fi simțit-o, că doar nu suntem nesimțiți, dar acea putere și pace și liniște care ai simțit-o, tu ți aparține strict ție în raport de pietatea și evlavia ta personală și nu o poți raporta la pietatea și evlavia altuia care în momentul când vede o cruce și un mormânt, e un om mort aici, cu asta basta.
Sau noi vedem zilnic cimitire, vedem zilnic cruci, parcele, vedem înmormântări, vedem prieteni care se duc și ne uităm așa sec, gol și rece, cum spune Bacovia, griu, plumb și abator, deci fără niciun sens, nu ne interesează. Și ce dacă e moarte, și ce dacă e viață, și ce dacă e sicriu, sau cum spune acolo, bine că a murit, bine că a scăpat, slavă Domnului. Adică avem expresiile care ne despart de ceea ce definește minunea. În schimb, când te duci cu o idee preconcepută sau cu o părere contrafăcută, și satana poate lucra să râdă de tine și să te arunce într-o înșelare sau într-o încercare. Dar în momentul când tu te duci și găsești mormântul cu un înger în el și acela te privește îmbrăcat în alb, atunci problema se pune altfel. Deci aceea nu mai ține de pietate, nu mai ține de evlavie, ci se vede că minunea este spre zidirea colectivă. Pentru că deși femeile și-au ținut gura de uimire, de frică și de teamă și n-au spus nimănui nimic, până astăzi se vorbește în Evanghelie de prezența acestui înger la mormânt, pentru că prezența lui nu este o prezență de imagine sau nu este o prezență media de a crea impactul. Poate ați văzut vreodată emisiuni din astea când găsesc ăștia câte o chichiță, câte o vrăjeală ieftină și încep să dea viața de după moarte, câte un spirit, câte un duh, câte ceva și apoi dau tot felul de funebre din astea științifico-fantastice, cu lumini, cu umbre, așa parcă ai fi într-o discotecă. Nu e așa în cer. În cer este totul transparent și fără umbră. În cer este totul strălucitor și orbitor de lumina Dumnezeirii, încât dacă n-ai ochii minții deschiși, tu ești într-un haos de lumină, pentru că Dumnezeu n-are început și sfârșit. Tu nu te poți orienta cardinal în primul rând în rai, pentru că raiul are doar sensuri, n-are benzi de mers. Ceata dreptilor, ceata mărturisitorilor, ceata ierarhilor, ceata mucenicilor, ceata cuvioșilor, cetele arhanghelilor, cetele îngerilor, miriade și miriade de îngeri, și oștiri cerești care zboară în jurul tău, deci înseamnă ca o lumină și o vedere, dacă cunosc jurul lui Dumnezeu care e fără de margine, interesant, și aici m-aș duce cu mintea la o idee foarte interesantă, dacă Fiul lui Dumnezeu a plecat cu trupul de pe pământ la cer, noi nici astăzi nu putem ști și nici o teologie nu ne poate demonstra ce s-a întâmplat cu trupul lui Iisus după ce a ajuns pe scaunul Tatălui firea umană. Nu putem acuza de dezintegrare, nu putem acuza de volatizare, deci sunt fenomene logice, fizice, cum se spune. Nu! Probabil că el stă în lumina aceea orbitoare pe tronul Sfintei Treimi, de vreme ce Ștefan, când era omorât cu pietre, s-a ridicat cu ochii la cer și a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Dacă el s-ar fi dispersat în Sfânta Treimi sau ar fi devenit Duh, îl mai vedea? Nu. Deci, evident că acolo e o taină în cer și atunci, probabil, când auzim de îngeri că zboară în jurul lui Dumnezeu a Sfintei Treimi și cântă Sfânt, Sfânt Domnul Savot, plin este cerul și pământul de mărirea ta, înseamnă că probabil cântă în jurul Fiului lui Dumnezeu, care este Mântuitorul Lumii sau Cuvântul din veci al lui Dumnezeu Tatăl, născut din sânurile Lui, prin care toate s-au făcut. Frumoase, dar grele. Iată că îngerii nu tac, știu și să vorbească. Noi visăm un înger, visăm un sfânt și sunt dese persoanele care spun că a visat-o pe Maica Domnului, pe Sfânta Paraschiva sau la cine are omul evlavie. Dar uneori îți dau semne, uneori nu-ți dau semne. Dar îngerii aceștia care erau și reali și au reușit să spăimânte câteva femei evlavioase cu miruri după ele, au și primit teologie direct din cer. Unde mai găsim teologie direct din cer? La Paisie cel Mare,